Anul acesta este unul plin de evenimente organizate în sprijinul surdomuților din Olt. În luna martie, asociația va organiza o serie de acțiuni sociale, atât la nivel local, cât și la nivel național. Local, acțiunile filialei surzilor Slatina vor demara începând cu luna martie pe segment social, cu adunarea generală a membrilor noștri, privind raportul de activitate pe 2014, acțiune dedicată femeilor, undeva tot în cursul lunii martie. În plus, începând cu luna mai, asociația va derula numeroase activități culturale. În premieră, filiala din Slatina va organiza în luna octombrie concursul literar Vorbă Dulce prin Grai Tăcut, dedicat lui Eugen Ionescu. Activitățile culturale în care noi ne identificăm foarte bine sunt cele legate la nivel național, care vor demara din luna mai a acestui an și în cadrul căreia noi vom participa la artă fotografică și plastică ce se va desfășura la Pitești, artă populară la Miercurea Ciuc, concursul de frumusețe care va avea loc la Arad, Festivalul de dans popular și tradiții populare românești, care va avea loc la Craiova, iar noi anul acesta vom fi gazda concursului literar național Eugen Ionescu, undeva în luna octombrie-noiembrie acestui an. Prin activitatea pe care o desfășoară, Asociația Surdomuților din Olt promovează dezvoltarea potențialului persoanelor surde, a simțului demnității și a propriei valori, consolidarea respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului, dar și dezvoltarea personalității, talentelor și creativității proprii persoanelor surde.